Au pariat pe încălțămintea de calitate, iar acum vor ca toată lumea să le cunoască produsele. La târgul firmelor de exercițiu din Timișoara, directorii de la New Style au primit o ofertă de nerefuzat, astfel că au semnat, fără să stea pe gânduri, un contract de aproape 900 de euro cu managerii de la Evidence. Voi putea avea programe de publicitate în intervalul 12-14. Orice firmă are nevoie de publicitate și ofertele noastre le permit să facă publicitatea oricând. Sunt tăiate facturi, se taie chitanțe, se încheie contracte între firmele de exercițiu, toate activitățile specifice unei firme reale. Fie că s-au lansat în afaceri în construcții, turism sau alimentație, elevii și-au luat în serios funcțiile de manager, director de resurse umane sau specialiști în comunicare. Unii storc profitul dintr-o lămâie sau portocală. Încercăm să cucerim piața cu noile noastre produse sănătoase, 100% naturale, și care să-i revigoreze pe clienți după o zi grea de muncă. Alții numără zeci de clienți în domeniul amenajărilor interioare, chiar dacă piața imobiliară e încă blocată. Putem să luăm toată camera de la zero. De exemplu, în baie putem să punem și faianță și gresie, plus toate utilitățile. Nici cei care pun la punct evenimente majore nu se lasă mai prejos. Organizează căsătorii pentru o zi, pentru ca apoi să se ocupe de toate detaliile care țin de ziua cea mare. E o cerere foarte mare pe piață și e chiar profitabilă. Am crescut în procent cu 20%, ce ne bucurăm. Anul ăsta sperăm să creștem mult mai mult. La Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu din Timișoara, organizat de Colegiul Economic, participă 170 de elevi. Toate costurile necesare activităților sunt acoperite prin fonduri europene.